Elevii care provin din familii cu o situație materială dificilă vor primi de la Primăria Târgu Jiu rechizite gratuite. Pentru a beneficia de acestea, părinții trebuie să depună o cerere. Suma totală alocată pentru sprijinirea elevilor sărmani este de 15.000 de lei. Și a de-a doua acțiune este legată de acele cereri pe care familiile copiilor aflați într-o situație nu tocmai fericită pot să le depună, acele cereri pot să le depună la Direcția de Protecție Socială. Avem un buget destul de mare, în comparație cu anii trecuți, este cel mai mare buget pe care am putut să-l alocăm pentru o astfel de situație, un buget de 15.000 de lei, adică de 150 de milioane. În funcție de numărul solicitărilor, vom putea stabili ulterior și care este valoarea fiecărui pachet cu rechizite școlare pentru solicitanți. Bugetul alocat în acest an este mai mare, așa că pachetele destinate elevilor vor fi mai consistente. Anul acesta avem 15.000, încercăm să facem pachete mult mai consistente, dar și în funcție de numărul de solicitări, pentru că ne dorim să venim în sprijinul tuturor copiilor care solicită să primească aceste rechizite. Sunt lucruri pe care noi le facem din suflet, sunt din ce familii provin și ce greu le este părinților să le asigure un minim de rechizite. Ca idee generală, pe lângă ghiozdan și încercăm să fie de calitate, să fie rezistent și să se bucure copiii de el, caiete, creioane, tot ce înseamnă un început de an școlar pentru fiecare copil. Valoarea pachetelor va fi stabilită în funcție de numărul cererilor. De exemplu, la un număr de 100 de cereri, valoarea unui pachet este de circa 150 de lei.